și noi. Părăgătorii de grevă, vă rog să filmați. Deci vă rog să vorbiți în dreptul noastră, domnul președinte, nu în dreptul. Stimați colegi, pardon. Deoarece iar am încercat să înscriu, să-i dau număr de înregistrare la acest dosar și dosarul acesta nu a fost acceptat, pentru că erau chestiuni interne de partid. Doresc să vă dau dumneavoastră întâietate, să-l dați publicității în afara partidului și celorlalți care să-l citească. Am și eu unul. Poftiți. De cine este semnat? De mine. Domnule Aborinciuc? Poftiți, vă rog. Am 15 dosare, dacă nu, vă mai fac multiplicare ulterior, da? Mă rog, domnule. Au, poftiți. Dacă mă lăsați 10 minute, eu o să încep să prezint și întrebările. Ați cine mai are? Ați fost mandatat de organizația municipală să dați... Mai doresc cineva? De stimați colegi, ca președinte al organizației municipale PNL, interimar din anul 2008, am făcut eforturi extraordinare, în condițiile respective, de a crește imaginea organizației și inițial am spus că nu fac politică, ci fac organizare. Pentru că în toată țara am constatat că partidele nu prea au organizare și diversi tipi confundă partidul sau au interese ca organizațiile să fie mai slabe. Tocmai de aceea vreau să vă spun că acum o lună și ceva le-am dat colegilor mei niște teme despre liberalism, elemente fundamentale, ca să citească cu foarte mare atenție. În interiorul partidului cine intră, mai întâi trebuie să respecte statutul. Președintele este garantul acestui statut. Președinte la orice nivel trebuie să garanteze respectarea statutului. Iar membrii lor, prin statutul liberal, nu trebuie să-și aroge drepturi suplimentare personale în afara statutului. Deci v-am depus și această broșură ca să cunoască istoria PNL-ului, codul etic și ce am putut eu prescurta în acest. Următoarea etapa a mea... De ce, care este protestul dumneavoastră? Mă lăsați cu 2 minute, am spus și mă întrebați. Următoarea etapă a mea, deoarece președintele, eu ca președinte, am fost plecat din localitate, că am prezentat la revenire și colegilor mei un program în cadrul organizației biroului municipal. Programul se cheamă Botoșan din suflet. Chiar vreau să vă precizez că din apare a domnului Tupiluș, este acțiunea, că eu am zis Botoșan din suflet, domnul Tupiluș zice Botoșan din suflet. Trebuie să dat colegilor mei. Aș fi dorit ca liberal... Precizați care Tupiluș. Da, Tupiluș Tudorel. Da, aș fi dorit ca liberal, ca parte în acest USL, să fiu consultat de candidat, măcar cât în limitele minime, pentru că candidatul la USL trebuie să fie ales și de liberal. Nu în acest program, și a fost în mânaș domnului Țurcanu, acum 2 săptămâni, sau 3, programul acesta trebuia să ajungă la domnul viitor primar Portariuc, sau candidat de primar, și trebuia să mă consulte. Eu, ca liberal, am o mare problemă, că nu am fost consultat ca președinte de organizație. Tipologia candidatului, electoratului liberal, este cu totul alta. Pentru că și în față vă spun, imnul liberalului zice așa, libertatea mea e libertatea ta, liber sunt nesupus. Aceasta tocmai demonstrează poziția mea de astăzi. Dacă în interior nu se iau poziții corecte, începem să ne asemănăm cu alte partide șoviniste, partide care nu au nimic cu libertatea.